Fiind vorba de familie, de binecuvântare, să fie binecuvântat Tatăl nostru Ceresc, amin. Să fie binecuvântat Fiul Său cel mai mare, Domnul Iisus Hristos, amin. Și apoi să fie binecuvântați toți cei mari și cei mici, cum scrie în Psalmul 115, amin. Știți ce tată are mai mulți copii? Dumnezeu. Sunt unii familiști care se pot plânge că au mulți copii, că le este greu, alții și cu mai puțin se pot plânge și să spună: copiii mei mi-au făcut probleme, n-au fost ascultători, nu lucrează. Cele mai mari probleme copiilor le are Dumnezeu. Vă dau două exemple din Biblie. Știți, prorocii sunt oameni aleși de Dumnezeu. Și a ales Dumnezeu pe un proroc, să mă audă copiii ce spun, Samuel. Cu minte. N-a avut nicio problemă. N-a avut Ana probleme cu el până a fost micus. N-a avut Eli. Nu s-a luat după Hofni și Fineas. Tătă viața ascultător la bătrânețe, a spus: aveți ceva împotriva mea? Nu. A zis: și dacă am ieșit la pensie, mă rog pentru voi. Toți tații și-ar dori un copil din ăsta, așa-i? Numai că vreau să ne uităm la alt copil al lui Dumnezeu. La prorocul Iona. Nu Dumnezeu l-a ales? Nu știa Dumnezeu ce stofă e în el? Și-a vrut Dumnezeu să aibă și un copil din ăsta care seamănă uneori, cum să zic, cu noi sau cu copiii noștri. Și cu noi și cu copiii noștri. Îl cheamă Dumnezeu pe Iona și spune așa ca un tată la copil. Iona, 1:2, scoală-te, te duci la Ninive și le spui ce trebuie. Și cum se mai întâmplă cu băieții noștri, sau cu noi uneori, îl trimite Dumnezeu spre nord-est și îl apucă spre vest. Mai de unde te-am trimis? Dar nu te-am rugat să faci asta. De ce nu știa Dumnezeu că nu vrea să se ducă? De ce l-a trimis? Dumnezeu l-a văzut, l-a lăsat să meargă și sunt unii copii care nu țin cont de ce spun părinții. Sunt indiferenți. Au un cuget insensibil, pot să doarmă liniștiți când n-ascult. Am văzut chiar părinți care plâng și copilul doarme, n-are ce treabă. Se zguduia corabia, el avea somn. Ba încă avea și următoarea pretenție. Citesc versetul 9, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu Cerul care a făcut marea și uscatul. Măi, cum te temi de Dumnezeu care a făcut marea și uscatul, că te trimis pe uscat și tu mergi pe mare, mă? Dar el asta pretindea. Numai că, și aici e sfatul pentru noi ca părinți, mie mi se pare că cel mai greu este la cei părinți care au deja copii mari și n-ascultă și trebuie încă să nască în continuare. Este o stare grea. Să colaborăm cu Dumnezeu care ne poate ajuta. Au tras păgânii aceia la sorți și Dumnezeu s-a implicat în sorțul lor, așa-i? Dar, repet, sunt copii îndărădnici. Ascultați ce a spus Iona. Citesc versetul 12. Luați-mă și aruncați-mă în mare. Păi, dar stai puțin, nu vrei să faci testament, lași tu o vorbă, știm și noi, să-ți dea de urmă. Nu, 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 gata. Ambițios copil. Avea Dumnezeu atunci. Și mai târziu mai făcut din astea. Scrie în capitolul 4, versetul 3. Acum, Doamne, ia-mi viața, când vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu că te mâni. Bine. Versetul 9. Mă mâni și până la moarte. Ciudat. Care aveți copii din ăștia ambițioși,
Poate că face și din ăștia domnul proroci. Că așa stă fă proroc. Adevărat. Da, avea fire în el. Era tare cordos. Nu îl înduplecai. Nu! Nu fac! Și sunt chiar copii uneori care și când îl bați. Zice, nu plâng. Da. Numai că Dumnezeu l-a pus la l-a murat. Acolo în pește, ce o fi trecut prin cap, l-o fi cercetat Duhul lui Dumnezeu, lor fi încolțit durerile, a început să se roage. Da, să se roage. Încă ceva, scrie în capitolul 2, versetul 9, să voi aduce jertfe cu un strigăte de mulțumire, voi împlini juruințele care ți le-am făcut. A fost mai după Revoluție un copil undeva în țară, nu mai știu exact unde, care n-a vrut să asculte, că el pleacă din țară, face avere, pleacă în America și s-a îmbarcat pe un vapor, așa, clandestin. Numai că a încurcat destinația și după vreo lună de zile a sunat, plouat, arunsese în Africa de Sud. Și tata și mama, vă rog să-mi trimiteți niște bani, că vreau să mă îmbarc și să plec de aici, că aici nu-i de a trăi. Măi, băiete, dar nu-i acolo America? Dumnezeu te poate smeri. Mi-a povestit un frate, era bihorean, că avem câțiva bihoreni aici, ăsta era din Marghita, în Grecia. Venise până în țară, era cu actele, cu merea, a mers prin Italia cu vaporul de la Ancona la Patra, s-a debarcat în Grecia și poliția a vrut să-i verifice tot cazierul. Și l-a spus, sunt în regulă, într-adevăr era. Și l-a băgat la închisoare acolo într-o celulă cu ceva asiatici, el personal mi-a povestit, el așa un tip pedant, așa, ăștia, se părea că toți miros, condiții ingrate, a vrut să mănânce, și imediat, să căutați, tot spunea la gardian, să căutați actele, să verificați. Numai că nu veni seara și nu s-a rezolvat, a doua zi din nou a sunat la sonerie, s-a nu a venit răspunsul de la Atena, s-a făcut seară, a treia zi a rupt foamea. Și băi, îmi uită ăștia oasele pe aici. S-a pus acolo jos pe ciment și a început să plângă. Dar au plâns. Au zis, frate, nu mi-a mai păsat de haine, de ce spun cei din jur, de ce ori gândi, Doamne, mă îndură-te de mine să scap, n-ajung, pierd serviciu, știu eu ce se întâmplă. Și după ce și-a vărsat tot focul inimii înaintea Domnului, nu mă aude pe gardian zicând, să vină românul. Și poftim, băiete, toate, ești în regulă, poți să treci. Și a zis, oare n-aș fi putut să plâng în prima zi să nu mai stau trei zile? Nu știu. Dragii mei, are Dumnezeu chei pentru toate șuruburile noastre, cât de înțepenite or fi. Are Dumnezeu secure pentru toate nodurile noastre. Are? Așa că nimeni să nu-și piardă nădejdea. Dar am un sfat pentru părinți în încheiere. Ce văd eu că a făcut Dumnezeu cu prorocul acesta? Din nou i-a spus, Iona, acum te duci? Mă duc. Dar tot nu ieșise boala asta din el. Boala neascultării de părinți și boala de a nu-și iubi frații. S-a deranjat că Dumnezeu i-a cruțat pe asirienii de la Ninive. Și zice în 4:2, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Știam că te îndur de ei și eu n-am vrut să te îndur de ei. Dar sunt unii copii care, încă de mici, când vine un frățior de-a lor, nu suportă să aibă acela. Am zis unii familii mai numeroase, dacă eram eu, eram mai puțin, aveam mai mult, de ce să aibă și ei? Dumnezeu vrea să ne lecuiască pe toți mari și mici de astea două boli. Să ne ascultăm de El și să nu iubim pe alții. Că astea sunt cele două mari porunci, să asculte Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Doamne, prelucrează-ne Tu că suntem în atelierul Tău binecuvântat. Și să știți că Dumnezeu nu numai cu bâta lucrează. Uneori trebuie să fie pedepsiți copiii, restricționați. Să-și vadă efectele urmărilor lor. Dumnezeu face să-i crească un curcubete,
Iona se simte bine, știți episodul. Planta se usucă, Iona rămâne pe soare, leșină, iară se supără. Și acum vine Dumnezeu că explicați versetul 10. Ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut, într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă. A fost acinul de mult o descoperire că în familiile unde sunt probleme, asta poate vizează și pe alții, dar a fost pentru biserica noastră, unii părinți au spus la copii ce să facă, dar nu le-au explicat destul de bine și de clar, să aducă motivație la poruncile lor. Și Dumnezeu și-a făcut timp cu un experiment să explice acestui băiat al lui îndărătnic, măi, uite de ce mi-e milă de ei, ție ți-e milă de frunza asta. Dar mie să nu-mi fie milă. Și nu știu ce l-a făcut pe Iona să încheie cartea aici așa. Cel puțin Dumnezeu și-a făcut datorie. Am avut și eu slăbiciunea asta, am făcut și eu greșeala asta ca părinte. Uneori noi bărbații suntem mai scurți la vorbă, tați. Măi, faceți asta, fără să le explic și fără să-i motivez. Încercați, dragii mei. Nu doar să le spuneți, trebuie să postim. Și ei să zică, ei, tocmai atunci o să aibă colegul meu un sandwich, o să-l împarte cu mine. Și acum, tata, spune-ți, postesc. Fica mea, trebuie să te porți așa. Trebuie să pui batic pe cap. Dacă ați putea găsi vreun curcubete din ăsta o care să le explicați. Să găsiți o modalitate să-i faceți să înțeleagă. Odată un părinte a luat pe un copil al lui care lovise pe altul. Și așa încoace. Și l-a atins, așa cam cu intensitatea cu care l-a lovit. Doare? Doare. Dar când l-ai lovit pe el, te-ai gândit că îl doare cum te doare pe tine? Păi nu m-am gândit. Încearcă să-i explici, să-l faci cumva să înțeleagă. Dumnezeu să ne dea o astfel de pricepere. Așadar să nu uităm că și Dumnezeu are copii și mai ascultători, din prima așa, și din ăsta mai îndărădnici, dar nu se lasă până nu îi aduce pe toți la adevăr. Mai dă cu bâta, mai explică. Și în ce nu putem noi să-L chemăm pe Dumnezeu, că El e cel mai bun și mai mare Tată. El știe cum să lucreze cu fiecare dintre noi. Prin ce să ne treacă? În Rusia, și cu asta am încheiat, a fost o descoperire într-o adunare. Băieți să se pocăiască, ca nu cumva să ajungă în greu și acolo Dumnezeu să-i cerceteze. Da, de unde, ce să asculte? Au ieșit de la slujbă, cum avem și noi astfel de episoade și de exemplare, care sunt prezenți la început și la gata. Și dacă stau, tot nu sunt cam prezențe. Și zicea el, părinții au spus, măi, bagă de seamă că erau recrutările pentru Afganistan. Rușii nu trimit ruși acolo, trimit alte naționalități. Și dacă te concentrează, te duci acolo, apoi te învață talibanii. Nu m-ar găsi ei tocmai pe mine. În 3 zile i-a venit concentrare. Abia povestea după ce s-a întors eu din Afganistan, ce lecții o dat Dumnezeu acolo. Păi, măi, băi, dar nu te-ai putut pocăi aici? O trebuie să-i ducă Dumnezeu în stepa din Asia Centrală să te pocăiești. Are Dumnezeu și astfel de metode. Toate îi sunt la îndemână, numele Domnului să fie slăvit. Să ne ajute Domnul pe noi să ascultăm ca Samuel, să nu fim îndărădniși ca Iona. Dar oricum am fi, să nu ne lase Domnul, ci să ne aducă la calea Lui și la voia Lui. Amin.